de asta se vorbește mai puțin, pentru că este caldă la fel și de sub tipare. Așa, aceste două volume dintr-o suită de șase volume, vor fi șapte de fapt până la urmă, o lucrare care însumează peste 1300 de pagini și pe care dacă o citești, te mai lămurești puțin numai în legătură cu lumea islamică, care de ori un miliard de suflete, și de multe alte chestii. De pildă în aceste forme care abia a fost ieri de sub tipar, sunt date pe o 3-4 pagini definiția de globalizări. Dacă le citești pe astea și te dezvolți pe fiecare, te-ai cam numărit. Dar cu lumea islamică e cam greu să te drămâști chiar după ce citești mai multe volume decât cele șase volume remarcabile ale domnului Similar. Uitați-vă că și această întâlnire a noastră a depășit cu mult cadrul unui, să zicem, cernaclu literar diplomatic în care se vorbește de două tipuri. Să domnul ministru Ecobescu ne-a făcut o prezentare eminentă a problematicii asta spinoase și delicate și incendiare a nuclearului. Așa, domnul ambasador Platon a încinat un imn vibrant prietenii româno-iraniene, dar lumea islamică, cum spuneam, are și de mii de facete. Și dacă încercăm să o ignorăm sau acceptăm interpretările și de asupra ei, de fapt, o lume islamică. Și aceea revin tot la cărțile domnului Similar. Domnia asta ne învață că sunt o șapte lumi islamice în funcție de, să zicem, de specificul de civilizație și de zona geografică respectivă. Deci, este o parte de lume pe care noi o vedem ca Moldova, dar, de fapt, este de o diversitate cu totul deosebită. Și nu numai e limba diferită sau limbile diferite care se vorbesc în acest univers islamic, ne fac să ne fie mai puțin apropiată, mai puțin cunoscută, ci și un bombardament mediatic sau de diverse, informațional de diverse calibre și de diverse zone, care fac, nu odată să avem o percepție greșită asupra unei realități și așa greu de citit pentru noi. Iar Iranul e exemplu cel mai clar în acest punct de vedere și parcă e predestinat. Încă vechii greci îi pune greu pe persani, dat fiind și rivalitatea și războiul dintre ei. Și recent un film american, 400, parcă îi spune, preia această imagine care denigrează pe persani de data și pe iranii, dar și preia această prejudecată antică pe care unii continuă să aibă asupra Persia, asupra Iranului. Chiar dau de exemplu, dau un exemplu, că până și Cirus cel Mare nu a fost menajat, a spus, domne, celebrului cilindru care e considerat de lumea serioasă primul cod al drepturilor omului din istoria omenirii, s-a găsit în istoria germană să spună, nu, domne, nu-i adevărat, scoteți-o și de la ONU unde este pus la lucră 50 din alte parlamente ale lumii. Deci, atât ce tradiție are și această prezentare reformată a Iranului. Domnul ambasador Ecobescu a explicat poate mai bine cam de ce am dat titlul Iranul are și acestei cărți. Și vă spun cum mi-a venit domnul Similianu, care mi-a editat și această carte, pentru fiind și un editor excelent și un copertator nemaipomenit. Așa? Ce te-o băgăm în tipografie, te-o fac copertă, acum zicem. Și atunci
variante, era nu la lege. Pentru că am vrut să scriu o carte fără niciun fel de umor, fără partipriuri, fără patime. M-am uitat cu, era să zic, cum ai de pește, dar un de pește care vibrează, care intră în consonanță cu realitatea asta fascinantă, persano-iraniană. Și am lăsat deoparte tot ce aveam inculcat cu sau voie, fără voia mea în cap și atunci am făcut în 7 zile cât am putut cunoaște în realitatea iraniană și în nu știu câtele surse pe care le-am consultat, mi-am făcut propria mea părere și se află aici. Dar vreau să încheie aici, dar vreau să spun că aceste cărți ale domnului Similanu și cartea mea sunt valoroase pentru că noi am fi valoroși, sunt valoroase pentru, adică sunt utile, pentru că ne descoperă o, mă repet, parte de lume pe care suntem obligați să o cunoaștem mai bine, ca să, în primul rând, pentru a nu ne confrunta și în al doilea rând pentru a conviețui și în al treilea rând pentru a conlucra și în al patrulea rând ca să trăim pe o planetă liniștită. Vă mulțumesc foarte mult și celor care au vorbit despre cartea mea și dumneavoastră că participați și m-ați ascultat. Și v-aș dori tuturor să vizitați Iran. Mulțumesc și Nicolae Vlad. This is my great treasure and big honor to be here. Thank you from all of you. I heard a lot about the Telesco Institute even before coming to Romania. But unfortunately, during the past few months which I've been here, I had not chance to come here and see your activity. But I hope we can continue our cooperation, and I appreciate all of your activity here. I would like to thank from you to Mr. Vlad and Mr. Similanov about their very valuable books. You know, the main issue in the current world, which unfortunately there are some things on that which is not acceptable for the people, is better understanding from each other. Better understanding from the civilizations. Mr. Vlad tried to say is that there is a civilization in Iran. I think this is a good point that we should not see everything in black and white. Evil, or excess of evil, or good. Everything, everybody is with us is good, everybody is not with us is evil. This is not a good mood of thinking, good mood of talking, and this is a kind of, you know, fundamentalism, which is not good. Fundamentalism is not only a al-Qaeda, but everybody think and talk in this manner is kind of fundamentalism is not acceptable. If we believe that there are some other civilizations, there are some things, there are some logic, there are some philosophy, for example, Iran has a philosophy, as a civilization, and they have some things to say, please let them to talk, please let us to understand them. Unfortunately, the media and the narration which is governed the whole Western hemisphere, unfortunately, is some black and white narration from the whole story. It's very simple. They want to simplify everything. They do not give any criteria
We can talk and discuss about this issue, that what is criteria to understand people, to divide people. Is it correct to say everybody which is with us is good, everybody which is not with us is bad? What is the main criteria? Is it democracy? Is it human rights? Is it a nuclear issue? Is it the NPT? We should sit and talk about all of these issues. We can talk and we can show this samples and examples that shows unfortunately the narration which tell to the to us through the media is not correct. I think this kind of activity is valuable to show the other side of the human civilization. You know, this civilization which we have now is not only something which bring from one nation. This is the shared legacy of whole humanity, and whole nations have some share on that, including Iranian, including Europeans, including Romanian, and all of us has some things and all of us add some things to this civilization which nowadays we have. Thank you very much. I do not want to extend my talk because I know all of these people and gentlemen and ladies who talk here, they say many valuable issues, and I only want to thank you from all of you. Mulțumim, domnule ambasador, mulțumim dumneavoastră tuturor și figurilor celor doi autori. Cred că a fost o dezbatere nu numai interesantă, ci și incitantă pentru viitoare abordări acestei vaste problematici atât importante, fascinante problematice ale lumii islamice. Chidem și vă dorim o zi bună.